Autoritățile au trimis un mesaj ro-alert vineri după amiază pe telefoanele mobile ale românilor, prin care cetățenii au fost anunțați în privința instituirii stării de alertă în țara noastră. În plus, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a enumerat regulile esențiale care trebuie respectate în lupta cu temutul virus. Pericolul infectării cu coronavirus rămâne ridicat, respectați cu strictețe măsurile sanitare de protecție, purtați mască acoperind nasul și gura în spațiile închise sau aglomerate, păstrați distanța de 1,5 metri față de alte persoane și evitați contactul direct, nu atingeți suprafețe pe care au pus mâna și alte persoane, spălați-vă regulat mâinile cu apă și săpun, nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile murdare. Precauția este extrem de importantă în această perioadă. Președintele Claus Iohannis a semnat vineri decretul de promulgare a legii privind instituirea stării de alertă care va intra în vigoare luni. Starea de alertă a fost însă deja instituită de vineri de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, organism condus de premierul Ludovic Orban, iar hotărârea cu măsurile de prevenire și control al infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 a fost publicată în monitorul oficial.